E martie, iar natura îmbracă straie de primăvară la propriu. În ajutor îi vine același moldovean cu aceeași traistă plină de griji și probleme. Le întinde pe sfoară și cu gândul la o viață mai bună, așteaptă să îi le cumpere cineva. Așa ajung astăzi piețele second hand să fie în mare căutare. Însă poveștele din spate rămân a fi o enigmă pentru fiecare. Piața astăzi de 5 ani. În fiecare zi plouă, ninge, e cald. Eu n-am încotro, eu trebuie să lucrez, de data că la mine soțul e temporar fără lucru. Am copil invalid, am părinți în vârstă, peste 70 de ani. Și trebuie să-i ajut, că tot ei m-au ajutat, dar trebuie eu să-i ajut. Și de asta eu n-am încotro, eu n-am unde să mă duc. Eu sunt în vârstă de 45 de ani, eu, pe mine n-as mai nicăieri, nici într-un loc. Măcar că eu știu câteva limbi, asta nu are importanță. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, salariul mediu al unui bugetar în anul 2016 a fost de 4.237 de lei. Oare iar ajunge unui bugetar acești bani pentru un trai decent, cu atât mai mult, pentru a-și înnoi garderoba de primăvară? Pentru a găsi răspuns la această întrebare, am mers la un magazin de firma din Chișinău. Aici, vitrinele îți fac cu ochiul chiar de la intrare. Însă, cel mai greu e la ieșire. Este 469 de lei și pantaloni clasici, are și rezăluță și prețul 669. Deci pot să vă propun și rochițele care țineți în mine pentru primăvară. Așa rochița tot este pentru primăvară și prețul 669 de lei. Și alte tot e drăguță, așa, cred eu, și prețul 869 de lei pentru primăvară. Poftim! Căutat aceleași ținute de primăvară la second hand. Să vedem ce ne-a ieșit. Mi-am ales, cred că, mai mult de 10 bluze în fustițe și, da, mai am și două perechi de pantaloni, care speră foarte mult că o să îmbină și o să încercăm împreună să creăm mai multe ținute de primăvară de la second hand. Pe care
le-ați văzut mai devreme, sunt la un preț minimal. Am o bluză de 50 lei și o pereche de pantaloni clasici pe care îi pot purta în acest sezon sau chiar pe timp de vară, la doar 50 de lei. Astfel am creat 4 ținute în valoare de 400 de lei. Un simplu calcul matematic ne face să înțelegem că situația financiară a majorității se pliază mult mai bine cu prețurile unor lucruri la mâna a doua, deși nu doar costul, ci și calitatea pare a fi ochită de clienți. Cum mă întarc? Așa. Cred că, știți, e mai ieftin. Aha. Și e purtat, o leagă e purtat, de asta față de prețul ce 500. 600 pantofi, genoși, alea, Doamne, ce cu lumea asta. Așa. Ba, să nu schizi, Doamne, ce-o rapide, cum îi spun. Eu am nebunit. Oane, ba, eu am găinut ce are goare. Нормальные цены, то есть 30-40 lei, это нормальные цены, чем идти куда-то в другое место. Да, я подпишу, potrivit serviciului VAMAL, cantitățile de vechituri care ajung în țară sunt mai mult decât impresionante. Deci nu e de mirare că printre multiplele panouri publicitare vedem tot mai des și inscripții ale magazinelor specializate second hand. Iar cumpărătorii par tot mai atrași de brandurile importate din Anglia, Germania, Statele Unite ale Americii și multe alte țări. Din Anglia avem foarte multe brânduri, e că stocul este. Așa. Pentru că ele vin nu așa de scumpe, pentru fiecare buzunar. Și sunt foarte interesante. Nu ca speciale. La fiecare om. E așa. Și cine de obicei vă calcă pragul magazinului? Da, foarte multe persoane. Foarte. Pentru că eu v-am spus că omul, ia că din colegiul vin. Și studenți vin și învățători vin. De la gara feroviară, fetele vin, tot sunt brac. Despre televiziune l-am spus. Asta e 100%. Pentru că spun că salariul mic și aici sunt foarte interesante lucruri. Vara am avut așa rachiță că e până la 70 de lei. Foarte interesante. E bășnuiță. Și chiar așa, așa și așa. Să știți că, da, e și cu asta, cu 20-30 de lei, dar ceva mai interesant, el costă puțin mai scump, dar nu ca la magazin. În capitala avem astfel de magazine și pentru bărbați, iar vânzătoarea Grișenco Aliona ne confirmă că sunt și ei mari shopaholici. Cumpărători care au puțin bani și vreau să vă spun că ne sunt brac și oameni foarte bogați. Atunci mai mult le interesează branduri, pentru că branduri originale astăzi poți găsi numai la second. Și dacă pentru unii e o soluție, pentru alții ceva normal, mai avem și o a treia categorie contra unui asemenea tip de shopping. Despre lucrurile second hand, nu vă folosiți. Вообще ничего не могу сказать по этому поводу, потому что не пользуюсь. Да ну все. N-am fost niciodată acolo, sincer să spun. Așa? Nu folosim așa ceva de shopping. Însă alții continuă să o facă și chiar de acasă. Internetul devenind și el parte a acestui tip de comerț. În acest scop au fost create zeci de grupe în care oamenii își vând lucrurile de uz personal folosite. Dar pe cât de periculos poate fi pentru pielea noastră și întregul organism, ne spune medicul igienist Irina Grigorescu. Nu procurați hainele în locurile neautorizate, de pe jos, în piețele, unde. Asta înseamnă că ei nu au trecut toată procedura care este necesară să treacă la noi în țară, de atâta e posibil de a îmbolnăvi cu periculoză. Înțelegeți ce înseamnă, da? Cu scabie, înțelegeți, da? Tot. Cu micozele. Dacă sportăm încălțăminte foste în folosință, nu se poate.
de făcut lucrul acesta. Și dacă procurăm în magazinele, în locurile autorizate, în mod obligatoriu trebuie haine să fie spălate și călcate. Mai puțin cunoscut de către noi este faptul că înainte de comercializare, toate miile de tone de marfă second hand trec printr-un șir de procese de dezinfecție. Centrul Municipal de Sănătate Publică este organul abilitat care supune expertizei mărfurile importate și în baza rezultatelor le permite sau interzice vânzarea lor. Persoana care aduce marfă la noi în țară, în mod obligatoriu, este necesar de prezenta documentele din însoțire. Invoice se numește un document și certificat de dezinfecție. Asta se numește că un lot de mărfuri, de exemplu 10 toane care îi aduc în țară, a fost dezinfectat în țară de origine, în mod obligatoriu. După aceea, cum ei fac toate documentele, trec vama, aduc marfa la depozit autorizat, unde se depozitează mărfurile. Serviciul nostru este obligat să prelevezi probele, lavajele se numește. Nu probele, dar lavajele. La flora microbiană aducem lavajele în laboratorul sanitarul microbiologic. După ce cum o să fie gata rezultatele, noi pregătim aviz sanitar care este valabil pentru comercializarea lotului datele. Și le berem așa, aviz sanitar. Sub orice haină se ascunde un om. Asta e esențial să înțelegem. Iar în goana după un alt fel de trai, nu se cânhând să nu uităm de însușirile frumoase ale acestui neam. În rest... Moldovan așa-i. Cum ne-ai da lui nu-i ajunge? Ei, eu am trăit la țară, știu ce înseamnă asta. Dacă vecinul o să cați un sărai, până în atât soția îi spune, măi, berbedeule, tu vezi că o să cați face altul, tu și stai. Și el din unde n-are să-l roate, să-i zghierte, să o facă. Și nu-i ajuns. Și doarme unde? Într-o sărai.